Așa că în anul 2011, Curtea de Apel Oradea, am primit, soțul meu a fost, a fost scos din, din acest proces, dar eu am primit o condamnare pentru crimă fiscală de 10 ani. Aici începe intervenția lui Dumnezeu. Salutare, dragi prieteni, și bun găsit la un nou episod de podcast Relație versus Religie, bazat pe această carte Dumnezeu te iubește, El are soluții pentru toate problemele tale. Și astăzi aflăm din nou o mărturie a unei persoane implicate în lucrarea de evangelizare, în misiune și în vestirea Evangheliei, ceea ce încercăm să facem și noi aici prin acest proiect. Și este bucuria noastră să avem alături de noi astăzi pe Nelly Muntean. Bun venit, Nelly! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Nelly și-a dedicat viața pentru slujirea aceasta de evangelizare și misiune în mai multe sfere despre care vom discuta în câteva minute, însă, așa cum facem de fiecare dată cu persoanele care vin pentru prima dată la noi, Nelly, spune-ne câteva cuvinte despre tine, familia ta și, bineînțeles, întâlnirea ta cu Dumnezeu. Astăzi vă pot spune în altă perspectivă despre mine. Întâlnirea mea cu Dumnezeu a fost în anii adolescenței. Atunci am auzit prima dată cuvântul vestit sau vorbit sau spus altfel decât în slujbele ortodoxe din confesiunea căruia făceam parte. Ceva s-a mișcat. Din acel moment, în inima mea a fost un loc care era gol, în care nu mai era loc pentru nimic altcineva decât pentru Dumnezeu. La 21 de ani m-am căsătorit, am avut și am și acum un copil. Din păcate, prima mea căsătorie s-a soldat cu un divorț. După 6-7 ani m-am recăsătorit și în urma căsătoriei în care suntem și acum au apărut încă 3 copii. Băiatul cel mare s-a căsătorit, am devenit și bunică, am 2 nepoți. Băiatul meu mijlociu s-a căsătorit anul trecut și la 40 de ani Dumnezeu a găsit de cuviință să devin mamă și am devenit mamă a 2 băieți gemeni. Deci am 4 băieți și toată viața mea vreau să spun că s-a învârtit tocmai în acest, în jurul acestui loc gol. Nu am mai găsit nimic care să mă împlinească. Am terminat liceu, după cum v-am spus, am urmat și 3 ani de facultate de drept, dar după ce m-am căsătorit a doua oară și a venit mijlociul pe lume, am lucrat într-o unitate militară unde soțul meu a fost ofițer și fiind la modă în anii 2000, marele afaceri, marele oportunități, marele uși deschise pentru a câștiga bani, am zis să mă implic și eu în afacerile cu combustibil. Odată intrată în aceste afaceri, femeile erau mai puțin acceptate, dar pentru că firma pe care ne-am deschis-o a avut oportunitatea, vi s-a oferit o oportunitate de a lucra direct cu distribuitorii, afacerile noastre n-au fost tocmai ortodoxe. Și din rezultatul acestor afaceri a fost o evaziune fiscală pe care garda de control a evaluat-o la mai multe miliarde, cum banii vechi vorbind. Mm-hmm. În anul 2001 au început cercetările penale și acest proces a durat 12 ani. Cu
perioade în care am fost sau cu procese în care s-au soldat cu anularea pedepsei, alte procese care au fost cu executarea pedepsei, altele cu executarea pedepsei, dar în regim de libertate. Așa că în anul 2011, Curtea de Apel Oradea, am primit, soțul meu a fost scos din acest proces, dar eu am primit o condamnare pentru crimă fiscală de 10 ani. Aici începe intervenția lui Dumnezeu și conștientizarea mea că Dumnezeu este puternic implicat în viața mea. Și atunci l-am descoperit, pentru că m-am dus la Înalta Curte de Casație și Justiție și acolo, fără cu avocat, bineînțeles, din oficiu, de la 10 ani, mergând pe recunoaștere și să fim, cum să vă spun eu, asta a însemnat foarte mult pentru mine, faptul că m-am dus pe recunoaștere. Deci eu mi-am recunoscut faptele pe care eu le-am săvârșit. De la 10 ani am primit 4 ani și 6 luni cu executare. De aici începe eliberarea mea, de aici începe aventura mea cu Dumnezeu. Am ajuns în penitenciarul din Arad, ajungând în penitenciarul din Arad, bineînțeles că ușile s-au închis. Odată cu închiderea acestor uși, am intrat într-o lume nouă, într-o lume care nu mi-era cunoscută, într-o lume în care eu doar o bănuiam, dar în care știam foarte puțin despre ea. Dar faptul că eu mi-am recunoscut vina, ușile acelea, în momentul în care s-au închis în urma mea, mi-au deschis alte uși. Ușile acestea au fost ușile, după cum am spus, experienței cu Dumnezeu. În această perioadă de 4 ani și 6 luni, vreau să vă spun că nu am executat 4 ani și 6 luni, am executat doar 2 ani și 10 luni, fiind implicată în munca, efectiv fiind angajată în toată această perioadă și mai ales în faptul că am avut privilegiul pe care Dumnezeu mi l-a acordat să particip la toate activitățile moral-religioase, așa se numesc. Aceste activități moral-religioase au făcut să-mi deschidă o altă perspectivă asupra vieții, asupra efectiv a șederii mele acolo în penitenciar. Și astfel am participat la toate denominațiunile pe care au venit și au făcut aceste vizite în penitenciar de grup, vis-a-vis de asociațiile care erau acolo, și am mai avut încă o dată șansa de a primi încă două surori care s-au dovedit a fi creștine, pe care nu le cunoșteau și au vrut să se implice în această în această lucrare, pentru că este o lucrare extraordinară acolo, și m-au vizitat în mod privat, cum se spune. Vreau să vă spun că în inima mea am avut multe întrebări, dar în același timp am primit și răspunsuri. Eu am vrut să aleg să am un loc, pentru că eu am cerut lui Dumnezeu un loc în care să mă odihnesc. Eram foarte epuizată, fără ca să mai țin cont de procesele care au durat și incertitudinea în care am fost în timp de 11 ani, vreau să vă spun că am avut o viață de familie nu tocmai ușoară. Au apărând și gemenii, băiatul cel mare a terminat școala, a terminat facultatea, a plecat în Debrețen, am rămas cu cei doi care erau, mijlociu Adrian era la liceu, gemenii începeau clasa 1 și am avut o perioadă în care am locuit la Tulca, în județul Bihor, am plecat din Oradea. Acum trebuia să mă întorc înapoi ca să înceapă mijlociul liceu și gemenii să înceapă școala generală. Dragii mei, o muncă titanică. Du-i înapoi, au fost elevii școlii liceului de artă
Și bineînțeles că gemenii au început oarecum mai greuț școala. I-am cerut lui Dumnezeu să mă odihnesc undeva. Doamne, rezolvă problema asta fără să-L cunosc, fără să-L cunosc. Dar trebuia să cer cuiva ajutor. Dragii mei, Dumnezeu mi-a oferit un răgaz, un relaș în care eu să mă descoper pe mine, în care eu să mă odihnesc. Și este un antagonism să spui că te odihnești în închisoare. Da, eu m-am odihnit în închisoare, m-am regăsit și am început o altă viață. Altă viață, altă perspectivă. Am reușit să mă descoper. Acea Nelly care era îngrijorată în momentul în care un sertar de la congelator era gol, gata. Murim de foame, trebuie umplut. Dacă mai aveam doar 2-3 milioane în portofel, nu mai am bani, trebuie să facem ceva, să avem bani. Aici au început aceste griji. Au încetat aceste griji, au fost alte griji. Acolo, în închisoare, nu este o viață roz, nu este o viață, te lovești cu tot felul de persoane. Acolo trebuie să ai, în închisoare există un dicton, cum îți faci pușcăria, așa o treci, așa o petreci. Dacă vrei să o petreci în rapoarte și în nesupunere și în răzvrătire, ai o viață de închisoare care o vei duce până la final. Dacă începi, aici a început marea mea problemă, supunerea. Supunerea, punerea sub autoritate. Trebuia să mă supun legii și ordinii interioare a penitenciarelor. O trebuie să înțeleg că nu sunt eu totul, că lumea nu se învârte, pentru că mai erau în penitenciară, tocmai aici la Arad am fost. Vreau să vă spun, mai erau câteva, eram peste 200 de deținute. Deci, nu se învârtea lumea în jurul meu. Trebuia să mă supun unor ordine. Și atunci libertatea mea unde era? Libertatea aceea după care eu am tânjit și autonomia pe care vroiam să o am eu vis-a-vis de viață, vis-a-vis de familie, chiar vis-a-vis de familia mea, chiar vis-a-vis de... Eu trebuia să am siguranța mea, a mea proprie, fără să depind de nimeni. Aici am venit și am depins de Dumnezeu. Trebuie să mărturisesc că n-am mai auzit pe nimeni vorbind dintr-o perspectivă atât de optimistă legat de o detenție, totuși. Dar, așa cum spuneai, tu aveai nevoie oarecum de acest răgaz. Absolut. Dumnezeu l-a gândit în modul lui, în acest context în care, da, într-adevăr, ai descoperit o altă lume, totuși l-ai descoperit pe El. Da. Și cum exact? Sau prin cineva anume... L-am descoperit pe El pentru că ușile cu lumea exterioară s-au închis. La mine, în 2 ani și 10 luni, au venit o singură dată a fost soțul meu, o singură dată a fost tatăl meu, în rest au venit doar copiii. În fiecare lună au venit în închisoare copiii. Deci ei au fost singurele persoane care mai aveam legătură cu cei din exterior. N-am mai avut prieteni. În momentul în care ușile s-au închis, n-am mai avut prieteni, n-am mai avut tovarăși, n-am mai avut parteneri de afaceri, n-a mai existat nimeni. Dumnezeu a venit în închisoare prin fundații, prin lucrătorii, așa se și numesc, lucrătorii din penitenciare. Acolo am avut oportunitatea să cunosc poate nu exagerez spunând peste 100 de persoane care au venit acolo. Unii dintre ei au venit acolo, au fost și la botezul meu când m-am predat și când deja în 2015 am încheiat legământ cu Domnul, dar dintre ei au rămas foarte puțini. Din acei 100 și au rămas foarte puțini. Printre ei s-a numărat și Cornelia Purcar. Cornelia Purcar este persoana care a rămas cu mine din 2015, de când m-am eliberat, până astăzi, și nu a ratat nicio ocazie. Deci vreau să vă spun că cel puțin o dată pe lună, chiar dacă eu n-am sunat, ea m-a sunat pe mine. Deci a păstrat legătura cu mine și asta a însemnat foarte mult, pentru că procesul meu de întoarcere, procesul meu de predare în mâinile Domnului, în să reușesc să ajung până acolo în care să spun stop, de aici încolo Nelly nu mai decide, de aici încolo decide Dumnezeu.
Cornelia Purcar, prietenie, pentru cei care nu sunteți familiari cu acest nume, este o lucrătoare din penitenciare care a fost, desigur, aici la noi. Dacă vreți să aflați mai multe despre Cornelia, care, de fapt, oarecum l-a adus pe Dumnezeu în viața lui Nelly, puteți afla accesând episoadele anterioare în care ați vedeți și mărturia ei și multe alte lucruri interesante. E o experiență foarte frumoasă să vezi că cineva îl portretizează oarecum pe Dumnezeu prin tot ceea ce face, prin vestirea Evangheliei și prin purtarea de grijă, pentru că, uite, Cornelia te-a sunat, a rămas lângă tine și te-a ucenicizat, pentru că ăsta e termenul. Absolut. Adică tu, după ce te-ai predat lui Dumnezeu, te-ai întâlnit cu Dumnezeu, ai înțeles ce înseamnă mântuirea lui pocăința, a fost nevoie de cineva care să te asiste în acest proces, care pentru unii ține mai mult, mai puțin, până la maturizare. Dincolo de asta, vom discuta, sigur, într-un episod viitor și cu Cornelia împreună. Spune-ne cum ai intrat în contact cu această carte, Dumnezeu te iubește, și spune-ne despre decizia ta de a lucra mai departe pentru Dumnezeu, pentru că tu ai un spectru mai larg și mai complex al misiunii tale. De ce m-a intrigat titlul cărții? Nu neapărat, poate este impropriu spus intriga, m-a incitat. Eu m-am întors la Dumnezeu printr-un verset, printr-o declarație de dragoste. N-am crezut că Dumnezeu mă poate pe mine iubi. Unde eram eu și la felul meu răzvrătit, la persoana care eu am fost, nimic nu mi-a stat în cale. N-am crezut că Dumnezeu mă poate iubi. Și Dumnezeu mi-a făcut o declarație de dragoste când mi-a spus: te iubesc, te chem pe nume, ești al meu. Asta pentru mine, pe mine m-a dezarmat. Deci acela a fost momentul în care eu m-am predat Domnului în acel moment. Iar acum, cum? Deci Dumnezeu mă iubește. Între eu te iubesc, sunt al tău, și Dumnezeu te iubește, a existat și există, sper că și cred cu tărie și mă rog lui Dumnezeu să nu mai fie, există o perioadă în care eu am cerut lui Dumnezeu să mă învețe să iubesc. Pentru că eu n-am mai știut să iubesc. Pentru că eu am încetat să iubesc. Ei, în momentul în care am auzit acest titlu, Dumnezeu te iubește, am zis: eu sunt acea persoană care tu mi-ai spus în urmă cu 7 ani, da, Dumnezeu mă iubește, acum, eu te iubesc, acum mai îmi spui încă o dată, mă asigur de acest lucru. Și atunci, în perioada în care, de la eliberarea mea până am înțeles încă o dată, Dumnezeu mi-a mai făcut o declarație de dragoste, s-au întâmplat niște lucruri. Unul dintre gemeni, primul născut dintre gemeni, a suferit o operație pe cord deschis. Eu n-am mai avut încredere că Dumnezeu mă iubește și atunci a existat o ușă în care eu am strigat către Dumnezeu să-mi arate cât mă iubește, pentru că copilul meu a fost diagnosticat și medicii au spus că are șansa de a trăi între 3 și 5%. Ei, în momentul în care Dumnezeu mi-a arătat că în seara asta doctorii au venit și mi-au spus că el nu are șanse să trăiască până dimineață, nu mâine și poi mâine, atunci Dumnezeu mi-a arătat că într-adevăr el mă iubește și mi-a dat viața copilului meu. Ce se poate mai mult de atât? Tocmai în implicarea acestei distribuiri de cărți, în evangelizare, îl aduc pe Dumnezeu persoanelor cu dezabilități, persoanelor care suferă, persoanele care suferă fizic, care nu mai au nicio șansă sau care au șanse foarte puține. Și atunci am zis, acolo este locul. Pe lângă persoanele din penitenciare, am distribuit o parte din cărți persoanelor închise, persoanelor celor care nu au locuință, persoanelor celor care stau în azilele de noapte, persoanelor care nu au, care sunt venite din medii, din plasament, din casele de copii, cum erau înainte. Dragii mei, să-i spui unui om pe care el a simțit că nu-l iubește nimeni, că Dumnezeu te iubește, este esența, chintesența creștinătății. Pentru că Dumnezeu a iubit atât de mult lumea că a dat pe singurul său fiu ca noi să trăim, să avem viață veșnică.
Așa e. Sunt convins că mulți dintre, sau majoritatea dintre cei care ne privesc vor fi încurajați de mărturia ta. Sunt foarte curios însă cum ai descrie tu viața de credință prin atâtea aventuri cu Dumnezeu ale credinței. Cum ai descrie tu viața ta de credință de la momentul convertirii și până acum, în câteva cuvinte? O viață de declin, o viață cu multe căderi, o viață cu multe întrebări, o viață cu incertitudini. Pentru că după ce trece euforia momentului, și eu am avut în momentul când m-am botezat, la botezul meu au fost peste 120 de persoane, majoritatea au fost dintre cei care au fost lucrători în penitenciar. Vreau să vă spun, dragii mei, că după ce a trecut euforia și după ce am depins foarte mult de oameni, atâta vreme cât am fost închisă, acolo am fost relația mea intimă, profundă cu Dumnezeu. Ei, când am ieșit afară, prima zi de libertate a fost mai grea ca și prima zi de detenție, dragii mei. Pentru că m-am confruntat cu oamenii și am zis, ce vor spune? Cum o să fiu primită? Ce o să fac? Cum o să fie? Dumnezeu mi-a pregătit mie, m-a pregătit pentru lucrarea Lui și mi-a mai spus încă o dată că mă iubește. După 2 ani după botez, nu m-am mai dus la biserică, nu m-am mai duceam la biserică. De ce? Pentru că cel rău a avut grijă să aud eu ceea ce de fapt era vocea Lui. Ce mai are de spus și pușcăriașa asta? Dragii mei, viața cu Dumnezeu este numai în victorie, numai în biruințe. Iar acest lucru nu se poate vedea decât dacă noi rămânem aproape. Iar dacă nu sunt lângă noi persoane ca și Cornelia, persoane ca și 2-3 care au mai rămas lângă mine, și dacă cei în enoriași, a căror enoriași suntem, nu vin cu întrebări, măi, ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? De ce? Cum? În ce fel? Atunci căderea este foarte aproape. Pentru că drumul spre iad e pavat cu bune intenții. Iar așa, bunele noastre intenții nu sunt întotdeauna căile lui Dumnezeu. Iar mândria noastră, dacă nu este compensată cu demnitatea de creștin și cu smerenia și cu punerea sub autoritate, va fi soldată cu un mare eșec. Așa e. Poți, în primul rând, sunt fascinat de dedicarea ta în slujirea aceasta, în evanghelizare, și sunt atât de convins că ai foarte multe experiențe. Poți să împărtășești o experiență cu noi legat de distribuirea acestei cărți sau legat de un lucru ce ține de evanghelizare, atât ori în penitenciare sau în cadrul persoanelor cu dizabilități? În urmă cu aproape lună de zile am participat la prima întâlnire cu persoanele cu dizabilități. Dar majoritatea acolo au fost persoane cu dizabilități motorii. Am avut ocazia să cunosc persoane care nu pot să meargă. Persoane care nu pot să se miște, care depind 100% de un însoțitor. Dar în același timp am văzut persoane care, în care am văzut minunile lui Dumnezeu, persoane care nu aveau pălmi și care pictează, persoane care sunt în scaun cu rotile, dar care pot să vorbească. Și atât. Dar am văzut încrederea nelimitată în Dumnezeu. Și acest lucru m-a făcut să înțeleg încă o dată cât suntem de binecuvântați, că suntem întregi. Și datorită acestei cărți, pe lângă faptul că vreau să vă spun că băieții mei anul trecut sau gemenii s-au întors la Domnul. Au îmbrățișat și au avut botezul lor nou testamentar. Mijlociu s-a întors la Domnul. În decurs de 7 ani, 3 membri din familia mea s-au întors la Dumnezeu.
Ce pot să vă spun mai mult de atât decât să spun celorlalți că Dumnezeu chiar mă iubește și Dumnezeu m-a binecuvântat cu aceste lucruri. Așa este, suntem foarte binecuvântați fiecare dintre noi și din când în când Dumnezeu are modul lui unic și special de a ne reaminti într-un fel sau altul lucrul acesta. Nelly, îți mulțumesc tare mult pentru prezență și te aștept cu drag și data viitoare. Prieteni, nu uitați să căutați această carte care este folosită de Dumnezeu pentru răspândirea împărăției Lui și pentru a duce această veste bună că Dumnezeu chiar ne iubește și are soluții pentru toate problemele noastre. Data viitoare continuăm discuțiile noastre într-un nou episod, dar ce vă spunem de acum este că vă pregătim o surpriză, adică în episoadele următoare cândva vom avea un episod în care vom avea pe Nelly Muntean și pe sora Cornelia Purcar, cea care a ținut legătura cu Nelly și i-a dus Evanghelia. Le vom avea împreună alături de noi pentru a discuta în continuare despre lucrarea fiecăreia dintre ele, dar și câteva lecții din această carte Dumnezeu te iubește, pe care o găsiți de asemenea pe site-ul www.relatieversusreligie.com. Abia așteptăm să ne vedem data viitoare, să povestim lucruri interesante din această carte, lucruri ce țin de viața noastră cu Dumnezeu, de relație, mai bine zis, și nu de religie. Până data viitoare însă, fiți binecuvântați și nu uitați acest mare adevăr, că Dumnezeu vă iubește! Omenirea trece printr-o perioadă foarte grea din toate punctele de vedere, economic, social, dar mai ales spiritual. Un procent foarte mare al populației lumii se concentrează pe soluționarea problemelor sociale și implicit cele economice, dar prea puțin se gândesc la problemele spirituale. Mă refer în mod deosebit la lideri spirituali care sunt prea prinși cu tot felul de lucruri mai puțin spirituale. Dar nu numai liderilor, ci oricărui creștin care este născut din nou ar trebui să-i pese de cei din jur, care nu-L cunosc pe Dumnezeu și viața lor spirituală este mereu amânată. Trebuie reținut faptul că plecarea noastră de pe planeta Pământ este iminentă și neștiută de nimeni. Atunci, de ce nu am fi mult mai mulți dintre noi, în special slujitori spirituali, preocupați de pregătirea noastră și a celor din jurul nostru pentru locul unde vom petrece veșnicia? Ei bine, cartea Dumnezeu te iubește, pe care noi o promovăm pe toate căile posibile, website, audio, video și hard copy, are menirea să ajute și să pregătească pe oricine este interesat de veșnicie pentru viața de după plecarea de pe acest pământ. Lumea este tot mai confuză și derutată de mulțimea religiilor existente și de multe căi existente pentru a-ți dobândi și rezolva problema sufletului care este veșnic. Trebuie să ne întoarcem înapoi la învățătura biblică. Învățătura din cartea promovată de noi este adusă personal de Iisus pe planeta noastră. Este clară și cât se poate de simplă, minimul necesar pentru a-ți mântui sufletul. Este pe înțelesul oricui. Fiindcă îl iubim pe Dumnezeu care a trimis pe Fiul Său pe pământ pentru mântuirea noastră și în același timp pe oameni și dorim din tot sufletul mântuirea întregului popor român, am demarat o campanie de promovare a acestei învățături din cartea Dumnezeu te iubește, pe toate căile posibile la nivel de țară și nu numai. Avem nevoie de cât mai mulți susținători acestui proiect. Îți lansăm o provocare. Poate ți-ai dorit de multe ori să fii și tu parte la trezirea și evangelizarea fraților noștri români, dar posibilitățile materiale sau lipsa abilităților necesare în astfel de chemare nu ți-au permis. Ei bine, acum poți, fiindcă Iisus ne-a poruncit să ducem Evanghelia până la marginile pământului, noi suntem dedicați să ascultăm și am luat în serios marea trimitere făcută de Iisus. Dar tu? Apreciem mult rugăciunea dumneavoastră, dar acum ai șansa să faci mai mult de atât, devenind partenerul nostru, începând cu cei din casa ta, vecinii tăi, colegii tăi de muncă și, de ce nu, chiar venind și fiind parte din echipa noastră care și-a propus să împartă această carte la nivel național și nu numai. Ieși din confortul tău și lansează-te cu noi în aventura vieții tale, care este, de fapt, aventura Fiului lui Dumnezeu, care a lăsat cerul și a venit pe planeta noastră, nu doar pentru noi câțiva, ci pentru lumea întreagă. Pentru informații, cum puteți să vă implicați, vă rog să ne contactați la adresa de e-mail ajutorul e aici, arondrelatieversusreligie.com sau numărul de telefon 0770 130 118.